victimelor care au căzut. Pentru democrație, pentru dreptate în scumpa noastră țară, facem apel, noi cei de aici, din această cabină, la ordine. Numai altfel vom putea trece peste acest moment greu prin care trece țara. Trebuie să vă spunem că în urmă cu jumătate de oră de la ferestrele radiodifuziunii am asistat la un spectacol superb. Tancurile și purtătoarele armatei se retrăgeau, făcând loc zecilor de mii de bucureșteni care se îndreptau spre centru, către palat. Se aplaudau unii pe alții și strigau, armata e cu noi. A fost un gest superb, un gest superb. Un gest colectiv făcut de față de o națiune întreagă. Iar pe tancuri se aflau pâini și lapte, pâini din grâul acestui pământ și lapte. Dragi români, vă vorbesc de un redactor al ziarului Scântrea, Ștefan Ciuchinaru. O să redăm numele toți cei de aici din studio. Nu este niciun fel de scenare. Să transmitem direct către voi, către noi toți frații noștri. Prima adevărată transmitie în direct. Frați români, îmi cer iertare în numele meu și al tuturor colegilor. Acum trebuie într-adevăr să ne punem pe treabă. Destul a fost minciuna, destul a fost frica, destul a fost teroarea, destul a fost rușinea pe care o mai purtăm încă și acum în suflet. Acum însă este vremea să ne apucăm într-adevăr de treabă. Sunt Coralia Meteleanu. M-ați auzit de nenumărate ori. Aș fi vrut să ies la pensie pentru că nu mai puteam să citesc. N-am să ies la pensie, am 52 de ani și aș vrea să vă spun că din toată inima vă rugăm împreună cu acești tineri care sunt aici în cabina noastră, o cabină în care niciodată n-au fost atât de mulți oameni. Vă rugăm din toată inima să fiți pașnici, nu recurgeți la acte de violență. Către patrioții români, către cetățenii români, un apel din partea noastră a celor care de 48 de ore ne-am aflat în București și nu ne-am lăsat nicio clipă intimidați de popurile directe trase asupra noastră, de mașinile blindate care au parcurat prin București și am știut să ne apărăm tot timpul de ei și să revenim pe locurile de pe care ne goneau și să ne câștigăm ceea ce dorește întregul popor de o foarte mare perioadă de timp. Mă numesc Alexandru Mironov, m-ați ascultat probabil 10 ani și vreau să vă spun că mulțumesc cerului pentru că am apucat acest ceas extraordinar în care poporul bătea la ușă, pe care l-am văzut, pe care l-am iubit, ceasul în care cu toții ne-am recâștigat încrederea în splendidul popor care este ceasul în care în sfârșit auzim vocea poporului.